Akasa, Lasa, A. Aoleu, șapte stele avem. Efectiv 21 la pagina 47. 21 la 47. Determinați numărul real M. Numărul real M. Astfel încât perechea M și M minus 3. M. Și M minus 3. Și M minus 3. Să fie soluție a ecuației. Soluții pentru x plus 2y minus 12. X plus 2. Y minus 12 egal cu 0. X și Y aparțin lui el. Da. Este termene de măreare așa cât M și M minus 3, perechea asta. Da. M și M minus 3 să fie soluții pentru ecuația X plus 2, pe minus 12 egal 0. Ei au trecut la ecuații în ecuații și sisteme de ecuații și la ecuații de gradul 3 cu două necunoscute. Da. Perechea asta. Perechea așa încât. Așa încât. Perechea asta să fie soluții pentru relația asta. Perechea să fie soluție. Păi F egal cu M minus 3. Deci, practic, asta este X superior, așa asta Y. Da. Așa înțeleg eu. Și atunci ne ducem în relație și oprim pe X-ul cu M și pe Y cu M minus 3. Bine, nu. Nu? Fără să ne mai gândim la F de M egal, F de M egal pe M minus 3, înseamnă de fapt ăsta, X-ul și Y. Ați zis că aveți ecuații cu două necunoscute. Corect. Deci, dată X-ul este M și dată Y este M minus 3. Și deci, zice, pentru X egal M și Y egal cu M minus 3, trebuie să se întâmple să apară relația. M plus 2, 2 pe lângă M minus 3. E minus 3. Egal cu 0. Minus 12 egal cu 0. Echivalent. M plus 2, M minus 6, minus 12 egal cu 0. 3, M egal cu 18. Minus 6. Minus 12 egal cu 0. Adică e zis 3 M. 3 egal cu 18, M egal cu 6. 18, M egal cu 6. Terminați să ieși. Mai citești o dată problema. Determinați numărul real M, astfel încât perechea M și M minus 3 să fie soluția ecuației X plus 2Y minus 12 egal cu 0. Perechea asta. M și M minus 3. Acum, mai poate să fie interpretat și invers. Adică să fie cine M Y-ul să fie M și X-ul să fie minus 3. Deci da. Hai să luăm și varianta asta. Să le putem. Dar era mai întâi Dacă a pus în paranteză așa. A pus în paranteză așa. Atunci așa. Da. E viața așa. Da. Dacă nu spuneam în paranteză perechea asta de numere, da, eu nu știam care e X-ul și care e Y-ul. Dacă e pus în paranteză, e pus în gheață. E pus. Numai așa. Da. Acum determinați numărul real în numărul astfel în care perechea B. A fost A. A, asta e B. Deci determinați numărul real în numărul astfel încât perechea 4 și minus 2 M plus 5 4 și minus 2 M plus 5 să fie soluția ecuației 7X plus 5Y minus 13 minus 3 plus 0, unde X și Y aparțin lui el. Așa. Și X și Y sunt și ele în paranteze. Înseamnă ceva? Da. Cum? X și Y sunt și ele. Da, 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 da. X, ferite, X, Y aparține lui el, ori el, dacă vezi scris. E doar el atât scrie. E? Eu zic el, ori el, pentru că înseamnă că X-ul e real și Y-ul e real. Așa se lui produs cartezian, facem. Mai e, poate, var așa trebuie făcut. Când zic pereche, trebuie să spun din cine e prima, elementul de prima poziție și cine din ce mulțime în elementul de pe poziția a doua. E, tot aceeași poveste. Aceeași poveste. Cine îți vorbește? Maria. Hai, Maria. 7, 4, 28. Da, plus 5 pe lângă minus 2, M plus 5. Minus 13. Egal cu 0. Da, echivalent. Echivalent cu 28 plus minus 10, M
minus 10m egal cu? Minus 10m egal cu 12, 30, 40, da. Minus 40. Da. E egal cu 4, măcar. Da. E minus 10, e egal cu minus 40. Bine? Da, e egal cu 4. Mai departe. Ce? Determinați numărul real A, pentru care perechea minus 1 și 5 este soluție pentru ecuația. A plus 1, într-o paranteză, A plus 1, da. Ori X, da. Minus Y plus 11, egal cu 0. Așa, păi, în loc de X punem minus 1 și în loc de Y 5. Adică apare... Îl fie A plus 1, într-o paranteză, ori minus 1, minus 5 plus 11 egal cu 0, minus A minus 1, minus 5 plus 11 egal cu 0. Minus 5 plus 11, cât? Plus 6, nu știu mă ție, în picioare. Aha. 6 egal cu 0, nu mai scriu, îți place cum scriu, nu? Și A egal cu, nu, minus A egal cu minus 6, egal cu 6. A egal cu? 6. 5. 5, că e minus 1 cu 6. Deci A egal cu 5. Da. Da, bine. Da. Și de, determinați numărul al 1, astfel încât perechea minus 2 și 1, să fie soluția ecuației. Mx plus 2m plus 1 totul ori y, 2m plus 1 ori y, așa, plus 23, să fie egal cu 6 plus 3m. E una, se vale. Minus 2m plus 2m plus 1. Minus 2m plus 2m plus 1. Plus 23, egal cu 6 plus 3m, minus 2m plus 2m se duce, deci 24 egal cu 6 plus 3m. 24 minus 6, 18, egal cu 3, m, m egal cu 6. 20, cât e 24 minus 6? 18, da? Da, 18 egal cu 3, m egal cu 6. M egal cu 6. Problema 4, de la pagina 48, întâlneam 17. Nu am putea să da. Rezolvați prin metoda substituției sistemele. Prin metoda substituției sistemelor. Substituție sistemelor. X minus 3Y egal cu 2. Și 4X plus 5Y egal cu 25. Ce înseamnă metoda substituției? Metoda substituției e cu... De ce gândiți altul așa, de fapt, atâta e vorba și metodă, să știu. Dar a făcut din clasa 5-a asta, a 4-a, 3-a. Poate una din necunoscute. Și de ce nu a doua? Și nu din adaptarea, asta e. Substituim. Și metoda... Reducerii. Reducerii aia când amplificăm... Și a făcut-o cu astăzi, a făcut astăzi cu Mario. E tot asta. Mă că nu e o sistemă de reducere. Nu, sisteme făceam acolo. Trebuie să venim mai repede. Da? Prin asta, prin Mario. Da. Deci asta s-am substituțit. Substituim. Scoatem una din necunoscut de favorabil, pentru că poate de X egal cu 2 plus 3. Și cu X-ul mă duc în a doua. Și vine 4 pe lângă 2 plus 3. Exact. Așa, 2 plus 3Y plus 5Y. Egal cu 25, 8, reducere cu 8, plus 12Y plus 5Y, egal cu 25, 8 plus 17Y, adică 17Y, egal cu 25, minus 8, face cât? 17. Adică Y egal cu 1. Și Y dacă e egal cu 1, X-ul dacă e egal cu 1. Da? X egal cu, adevărat. Egal cu X minus... Egal cu 2 plus 3. 6. 2 și 9, 5. 5.
2, 3, da, X-ul, și X-ul. Asta e societatea, s-a făcut repede în clasa a doua, a treia, pe acolo, că scăteam, descăzutul, scăzătorul. Păi, n-aș putut ea substituție. Da. Ce? 4X minus 3Y egal cu 18, al sistem. 4X minus 3Y egal cu 18 și 5X minus 2Y egal cu 19. Cine vorbește la profesor? Următorul. Maria. Maria. Din prima scoatem X. Da. Și pe doamnă X egal cu? Egal cu 18 plus 3Y. Hai de mine, 18 plus 3Y supra? 4. Și înducem jos. Și vom avea 5 în mulții cu o zi. 18 plus 3Y supra 4. Da. Plus 2Y. Minus 2Y, da? Da. Minus 2Y. Egal cu 19, da? Da. Echivalent, de tot. Atunci, nu, este termen liber, nu mă interesează. Mulțim aici cu 3, sunt numere mai mici. Și de face cu minus 2. Ca să facă plus 6 și minus 6. Când le aducem, când le adună, se reducă. Deci 3-ul de aici, că 3 și 2 sunt numere primi. Și atunci apare sistemul. Păi prima cât ar să mulțită cu minus 2 și vine că minus 8x plus 6y. Egal cu minus 36 și 15y, 15x plus 6y este egal cu 54. Așa, acum le scădem. Le adunăm, pur și simplu. Le adunăm? Păi da, era minus 6y aici, le-am greșit eu. Minus 6y. Știi că am mulțit cu 3 aici. Și atunci astea s-au redus, că e unul cu plus altul cu minus. Când îți amândouă cu plus de scădere sau de... Da. Dar aici, pur și simplu, și aici vine 7 x egal cu 54 minus 36. 54 minus 36. Când vine acolo? 14, cred că. Da, 14. Adică x egal cu 2. Nu așa ne-a dat la trecută? Da, 3. X-ul 3? Aici e 21 atunci, 54 minus 36, e de trebuie să crezi că de 2. Acum, da, sigur e 21. 24, 36, 84, cât mai puțin, cât? 54 minus 36, 18. 18. Atunci am greșit undeva. Deci am mulțit cu minus 2 aici
Și am făcut minus 8x. Minus 8x plus 6y egal cu minus 36. Deci de același și același y. 3 ori 5, 15x plus 6y egal cu... Da, minus 6y, chiar cu plus. Minus 6y divine. 27, 3 ori 3, 54, da? Stai 27 aici. Păi da, 93, 27. Da, 7. Și din 57 scăzut 3 aici. 21, da. 21. Și atunci x egal cu 3. Și dacă x-ul egal cu 3, de nu știu că se știe y-ul, da? Deci, după cum vă orientați, cum vă place mai mult care variantă, substituții sau reducere, să știți că aici vă spune, faci prin substituții. Da, noi acum îți facem dar negreșiți-o faci cum îți vine la de mână, nu e mai ușor. Important este să ajungi la rezultat. Da? Aici, repet, de ce de chestia asta facem concret prin... Așa, următorul sistem. Da. 5x minus 4y egal cu 9. 4y egal cu 9. Și 3x plus 2y egal cu 1. Egal cu 1. Până la aici m-aș orienta foarte rapid pe substituții. Dacă mulțesc pe a doua cu 2, substituții, da. Fac, nu, pe reducere. Mulțesc pe a doua cu 2, fac 4 y. Se vede o greutate. Deci dacă aș fi eu la lucru, nu aș sta pe substituții. Dar aici, fiindcă cele pe substituții, facem pe substituții. Zice Miruna, x de prima. Dar, atenție, scurt din prima sau din a doua, n-are importanță. Din prima, x egal cu 9 plus 4 y pe 5. 9 plus 4 y pe 5. Și atunci rezultă că 3 pe lângă 9 plus 4 y pe 5. 3 pe lângă 9 plus 4 y pe 5. Plus 2 y ca acum, nu? Da. Atunci dăm cu 5, 2 y și 1. Peste tot, nu? 2 y și 1, aplicăm 5. Și avem cu 27 plus 12 y plus 10 y. Egal cu 5. Și avem cu 22 y egal cu minus 22. Deci y egal cu minus 1. Y egal cu minus 1 și x egal cu 1. Și x la fel dacă o prim cu 1. Da? Da. Altă. 6, de la pagina 48. Rezolvați că metoda reducerii sistemele. Așa. 2x minus 4 y egal cu 8. Minus 4. Y egal cu 8. Da. Și 0,7x plus y egal cu 10. Egal cu 10. A doua să mă cu 4, cu minus 4. Așa. Sau dacă sesizez, ne putea simplifica printr un 2 peste tot prima, ca așa, să o aduci într-o formă mai simplă și până mulțești cu 2. Da. Deci, băi, bine cum a spus, ca să mai pierdim, mă mulțesc cu 4 ca a doua, cu un numere foarte mare, dar dacă ai numere mari și sesizezi o simplificare, o parți încât să devină sistemul cu coeficienți mai mici, cu numere mai mici, că mai e la îndemână. Mm-hmm. Atunci, de aici va fi echivalent cu 2x, o să copii cu minus 4y, aia vorbește cu sursul, deci egal cu... Deci 2x minus 4y egal cu 8, acum ai... 2,8, așa pe 4,8. Da, 2,8. X. 2,8x plus 4y egal cu 40. Ce șase e 4? Scădem. Da. Cu minus. Și o să avem așa... Nu ne scădem, la dură numai. Că sunt unul cu plus de așa și unul cu minus. Așa de da, și vine 4,8x egal cu 4, 30, nu, cu 30 și... Am adunat, mă. Dar 48. Nu ține mecanic minte cât scădem. Scădem când sunt amândouă pe același semn. Dar unul fiind cu plus și unul cu minus, le adunăm ca să le ducă. 4y plus 4y. Da? Dacă ții mecan în minte chestia asta, faci greșit. Deci după nevoie, le adunăm sau le scădem. După, dacă au aceleași semne, scădem. Dacă au semne diferite, le adunăm. Și nu am adunat, am venit 4,8x egal cu 48. De unde x egal cu? X egal cu 10. 48 pe 4,8 cu 10. Și dacă știi pe x egal cu 10, te duci una din ecuații. O pe prima fi. Deci, 20 minus 4 y egal cu 8, minus 4 y egal cu
Da, cu 8 minus 20 face... Dacă 12, nu. Minus 12. Minus 12, y egal cu 3. Da. Și se calculă cu 10 soluții. Da, altă. Asistea. Păi x plus 2y egal cu 5. Și n-așa 5. Și 5x minus 5 egal cu 4. Păi x plus 2y egal cu 5 și 5x minus y egal cu 4. Așa. Hai, Marta. Am început de la 2. Așa. Și 3 plus 2 și 10 y. 10x. Ok, cu 2 nu ți-ești peste tot. Da, 10 x minus 2 y. Egal cu 8. Da, prag vine și de atun. Că știi că se semne 8 plus 2 și y și lui. 13 y. Egal cu 13 și este egal cu 1. Atunci? 3 ori 1 plus 2 egal cu 5. 2 egal cu 5 minus 3, 2. 2 și egal cu 1. Alt sistem. Alt sistem. 11 x plus 9 y egal cu minus 9. Plus 9 y egal cu minus 9. Și minus 4 x minus 3 y egal cu 3. Miruna? Mulțim cu 3. La a doua. 3. Să aleg 11 le, și apoi le faci plus. Le-așa adună. Dar hai să scrii totul. 11 x. 11 x plus 9 y egal cu minus 9 și minus, dacă am puțin, minus 12 x minus 9 y egal cu 9. Da. Ne adunăm. Da. Deci minus x egal cu 0. X egal cu 0 și atunci y egal cu minus 1. Y poate minus 1 din primul, da? Cam de asta a fost tema, dacă vor să lucrăm... Mai e ceva, mai... Exact, mai pe deja astea de astea... Da, am băgat. Dar de ce a sărit așa, a spus un nou profesor, de la alea de 7 stele, de asta, e poate inecoate, uitați-vă, de poate s-a putut într-o oră. Dar să vedeți, de ce n-a lucrat tot? Nu știu, așa m-a sărit. Trebuie să mai facem ceva și mai greu, nu? Sigur, da. Determinați numărul real. Adică, rămânem la paralități de ăsta. Exact. Determinați 18 de la pagina 44. Determinați terechile de numere naturale nenule A și B. Parte. 44. A și B nenule. Terechi. Da. Astfel încât numărul 7 să fie soluția ecuației. Deci perechea A și B. Astfel încât numărul 7. Așa încât 7 să fie soluția ecuației x plus 2 supra 9 supra 9 plus 5 așa egal cu x minus 3 plus A plus B. A plus B. A și B perechea este ce fel de numere? A și B sunt numere naturale nenule. Așa, mă interesează. A și B aparțin lui... Ien ori... Ien ori Ien. Cum a spus Pitereț, Ien. Și stelat. Da? Perechea A, B aparțin numere naturale, înseamnă că A și B sunt numere naturale nenule. Adică să fie soluția x plus 2 plus 9 plus 5 să fie egal cu 7? Adică x egal 7 trebuie să locuim aici. Dacă 7 dacă este soluție, asta înseamnă echivalent. Poate spune că... x e 7. Așa ziceți, nu? Așa. 7 și cu 2 9. Pe 9. Cine vorbește? Miruna. Hai. Miruna a fost sau cine a făcut? Mai știu. Miruna a fost dată de Miruna a fost dată. Hai. Păi 9 pe 9 plus 5. Ai 1. Adică 1 și 6. Egal, egal cu x minus 3 plus 7x. 7x aici? Nu, 7 este x. În loc x spune 7. 4. Da, da, da. 4 plus... 7 minus 3 ade? 4. 4. 4. Plus A plus B. A plus B. Așa și deci rezultă A plus B. A plus B. A plus B egal cu... 2. 2. Și aici? Rezultă deci că A egal cu 2 minus B, dacă... Cine două numere adunate să dea 2? Nu, nu, nu. Naturale.
1 bun. 1 bun. 2 bun. 2 bun. 2 bun. Gata, 1 bun. Deci A egal cu 1, B egal cu 1. Dacă dădea o sumă mai mare, va da de variantă. Da. Stabiliți valoarea de adevăr a fiecăruia dintre următoarele propoziții. Valoarea de adevăr a fiecăruia din următoarele propoziții. Valoarea de adevăr. Ai stabilitatea de da. Să faci pentru... Soluția ecuației 5x minus 9 pe 4. 5x minus 9 pe 4 egal cu 13 minus x pe 2. Este un număr cuprins în interval închis minus 1, 7. X ăsta aparține semnul întrebare de minus, cât ai zis? Minus 1, 7 închis. 7 închis la și mele. A ambele, da. Stabiliți dacă soluția la ecuație este? Soluția ecuației este un număr cuprins în intervalul ăsta. Dacă este acolo. Păi, pe sigur că uite, dacă este un loc, dacă e adevărat, sigur că. Îl lucrăm. Deci, am cred că am asta cu 2, Maria, și înseamnă. Maria, și 5x minus 9 egal cu 26 minus 2x. Adică, 7x egal cu... 35. 35. X egal cu 5. 5 aparține oare intervalului de la minus 1 la 7? Da. Adevărat, s-o copii. Da? Deci, spune că e adevărat. Ne întoarcem în propoziția asta, asta, până aici, țin ea, X aparține, așa este propoziția. Adevărat. B. Soluția ecuației 2X minus 17 egal cu 5 pe lângă 2X minus 17 egal cu 5 pe lângă 3 minus X plus minus 2 la puterea 4. Minus 2 la puterea 4. Este număr întreg? Este număr întreg. Aparține lui Z. Soluția ecuației. Asta e Z, domnul profesor. Auzi, A, primul, ăsta e Z. Da, așa. Oare aparține lui Z? Să vedem. Să lucrăm. Da. Ziare. Deci 2x minus 17 egal cu 15 minus 5x plus, dacă e 2 la 2... 16. 2 la 4? 2 la 2, tot la 2, adică 4, da, 16. Adică 7x? 7x egal cu 15 plus 17 plus 16. Așa. Și 48? Da. 48. E bine? De unde X egal cu? 48. 48 pe 7. Este număr de Z? Falsă. Nu am fost de Z. Deci asta, sus este falsă. Bun. Ce? Soluția ecuației. 3... Că nu ne-a dat număr de Z, da? 3 supra X plus 4 supra X egal cu 1 supra 3 minus 2 supra x cu x diferit de 0 este cubul unui număr natural. Așa e cub. Cubul unui număr natural. X egal cu a la 3. Da? Da. X egal cu a la 3. Și x diferit de 0. Și x diferit de 0. Și apărat că n-am avea rost aici. Este ceva la a treia. Să vedem ce ești. Acum, cu 3 plus 4 supra a la a treia? Da. Deci 3 plus 7 supra x. Nu supra a la a treia. Lucrăm să vedem ce x îmi dă. Să vedem dacă îmi dă un 8. 8 ar fi 2 la a treia. Ar fi un cub. 27 ar fi un cub. Nu știu ce dă. Egal cu 1 pe 3 minus 2 pe x. Echivalent cu care e numitor, cum se vine numitor la capul la altul? Ar fi 3x, nu? Hai, am văzut că mai spus 3. Da. Un 3 după aia cu un x și după aia cu un 3. Și să avem 21 egal cu x minus 6. Adică x egal cu 27. Care e egal cu 3 la 3. Și la facere. Soluția ecuației radical din 7 ori x
Deci radical din 7. Corect. Plus 5. Egal cu radical din 7, x pe lângă 2 radical din 7 plus 1. Minus. Minus 3 la puterea a doua. Minus? Minus 3 la puterea a doua. Minus 3 la puterea a doua, așa. Da, este număr rațional. Aparține lui... Nu. Întrebare. Lui el. Ai zis număr rațional. Rațional, da. Rațional înseamnă da, rațional. Da. Ia să vedem dacă asta este rațional. Puneți-o în fericit. Puneți-o în deci, cum mă se vedea? Miruna, te rog. Radical din 7x plus 5, îmi scrie un metru așa. Da. Egal cu 2x, 14x. 14, da? 7, 7. Radical din 14x. Plus radical din 7x. Plus radical din 7x. Minus? 9. 9. Momentele naturale sunt fracții. El nu e inclus. Categoric. Nu. E văzut? Și de aia și știe ce nu știi tu. Că numele naturale, un fenomen natural, e inclus în Q, care Q e inclus în M. Q, mai întâi M inclus în Z, numele întregi, și Z e inclus în Q, iar Q e inclus în M. Deci, x-ul poate fi privit ca fracție, 1. Toate numele naturale pot fi privit ca fracție, numele naturale și întregi ca fracție, până în viitorul 1. Soluțiile ecuațiilor. 0,4x minus 13. 0,4x minus 13. Egal cu 2,7x plus 10. Plus 10. Da. 7 ecuații. 6 minus 7x supra 2. 6 minus 7 x supra 2 plus 1 plus 1 egal cu 2 x minus 1 supra 5 2 minus 1 supra 5 minus 15 pe 2 aparțin intervalului minus 10 3 soluțiile da, soluțiile aparțin. Soluțiile aparțin intervalul închis minus adică 10 adică ce e soluție? X-ul. X-ul X-ul aparține intervalul închis minus 10 3 închis minus 10 3 închis. Da. Ia. Întrebarea soluției se găsesc aici? Lucrăm, nu? Cine? Acum. Maria, tu. 3,1x este egal cu 2,7x. La prima, da? 0,4x cu 2,7x. Ai zis 3,1x. Da. 3,1x egal cu... 20 cu minus 23, că sunt partea ta. Cu minus 4, o secundă că ai dus greșit. Că 0,4 și dus în partea cealaltă, se scade. Și face 2 virgule. Atenție. Deci dacă... copii urmărești cu voi. Deci dacă ai zis cu plus, înseamnă că dus în partea cealaltă și face 2,3. Egal cu minus 23. De unde x va fi egal cu minus 23 pe 2,3? Minus 10. Supra 2,3. Și egal cu, credeți, egal cu minus 10. Pentru că minus 10. Bine, nu? X egal cu minus 10. Și cu alte cuvinte, minus 10 se găsește intervalul ăla? Da. Aparține de la minus 10 la 3? Adică la prima, la prima, la B. Și la B, AD, 6. 6 minus 7x plus 2, că am făcut acolo direct. Da, da. Așa egal cu
Ăsta, 4x, cam adus acolo și 10. Da, da, mă, trebuie să faci 10 la un cap la altul. A, păi atunci avem... Adică să eliminăm viitorul, într-o parte eliminăm și la altă. Exact. Nu facem așa. Deci da, ne-am hotărât în viitorul comun, 10. 10. Aici cu cât? Cu 5. Acolo cu 5. Aici cu? Cu 10. Da. Cu 2 și cu 5. 2 și cu 5. Și o să fie 30 minus 35x plus 10 egal cu 4x plus 10, mă uite, nu. Plus 10 egal cu 4x. Așa, egal cu 4x minus 2 minus 5 pe ori 5, 75. Echivalent cu... Păi ducem tot în partea aia în afară de x și o să fie minus 35x. Minus 35 cu minus 4, adică minus 39. Minus 39x egal cu... cu minus, ia să vedem, 70 și... 5 cu minus 40. Cum? Minus 76 cu minus 40. Minus 40. Minus 117, parcă mai greu. Ia să vedem. 105. 100... Mi-am dat câte dații. 117,39. Da, deci x egal cu 17 între 39 și face 3, da? Și 3 ăsta dacă aparține intervalul... Ca și intervalul era. Minus 30 minus 3, cred că este. Este? Da, da, adevărat. Dacă deschis, capă de interval deschis, nu aparține. Și ultima, modulul soluției ecuației. Deci modulul soluției ecuației. X plus 1 la a doua. Modulul soluției ecuației. Deci, da, mai întâi să vedem ecuația. Da. X plus 1 la a doua, plus. X plus 1 la a doua. Doua. Plus X plus 2 plus la a doua. Plus X plus 3 la a doua. Plus X plus 4 la a doua. Să fie egal cu, cred că se șterge tot, pentru egal cu. Da. Să fie egal cu X minus 1 pe lângă X plus 1. Plus x minus 2 pe lângă x plus 2. Plus x minus 3 pe lângă x plus 3. Plus x minus 4 pe lângă x plus 4. Este un număr natural prim. X, dacă aparține... Deci modulul soluției ecuației... Modulul soluției ecuației... Este un număr natural prim. Dacă aparține numerelor naturale, este aparține lui N, da, N, virgulă, și modul din X prim. Deci dacă e număr natural și dacă e număr prim. Adică de tipul, care se numește prim, de ce tip? 2 ca plus 1. Adică 1... Nu, nu, prime, fără secundă, nu, primele sunt numerele care n-au divizori. 2 la plus 1 sunt prim pari. 2 la plus 1 e pari. 7, 19, 13, o să vedem cine dă acolo. Fără divizori, da? Fără divizori. Proprii. Să nu aibă divizori proprii, să fie numai divizori proprii. Păi aia este egală cu x minus 1 la 2, plus x minus 2 la 2, plus x minus 3 la 2. Partea a doua. Partea a doua. Da, prima. Prima o lăsăm așa, și apoi ducem termenii din a doua în prima, x plus 1 la a doua minus x minus 1 la a doua, x plus 2 la a doua minus. Deci iată, Miruna propune așa, să nu muncim aici, da? Deci x plus 1 la pătrat minus Miruna, în paranteză, x pătrat la pătrat minus 1, minus x pătrat plus 1, da? De aici, x pătrat și ce? X pătrat minus 1, da. X pătrat, minus x pătrat, minus 1 ar face, da? Da. Miruna a zis așa, x pătrat, minus 1, scuze, mai bine minus x pătrat, plus 1. Plus 1. Mai bine nu făceam deloc așa, adică mai bine, nu știu, sau lăsăm așa, x minus 1 la pătrat, nu? Dar cum să-l pui de x minus 1 la pătrat? E tot una? Da. Cu x pătrat minus 1?
Nu, adică acolo cum era, doar acolo întâi ai x minus 1 la pătrat. Nu, x minus 1. Tot la pătrat. Nu e adevărat. Pe x minus 1 prin x plus 1. Cât face? E x la a doua, a minus 2 prin a plus 2, a la a doua, minus 2 la a doua. Adică? A, minus 3. Dacă era x minus 1 sau x plus 1 pentru x plus 1, era x plus 1 tot la pătrat. Acela să fie la fel. De ce revenim? Și când te... Desfacem. Desfacem. Adică scriem cât este aici. Hai, ce-i vorbește repede? X la 2 plus 2 x plus 1. X pătrat plus 2 x plus 1. Plus x pătrat plus 4 x plus 4. Plus x pătrat plus 6 x plus 9. Plus 6 x plus 9. Plus x pătrat plus 8 x plus 16. Egal cu x pătrat minus 1 plus x pătrat minus 4 plus x pătrat minus 9 plus x pătrat minus 16. Câți de x pătrat sunt aici și câți sunt 4? 1, 2, 4, acolo, 4, acolo. Deci asta e la urmă. Deci am scăpat de ei, da? Și avem că 2 pe lângă, 2x chiar pe lângă. Iată x pe lângă 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus numele. 1 plus 4, 5, plus 9. 5 plus 9, 14, plus 16, 30. 30. 30, egal cu? Minus 1, minus 4, minus 1, minus 4, minus 5, minus 5, minus 9, minus 6, minus 5, minus 9, minus 14, minus 30. Minus 30. Și atunci x-ul trebuie să fie egal cu 0. Cu, nu, nu tot 0. Hai să lucrăm. Deci vine 2x înmulțit cu 1 plus 2 plus 3 plus 4 face 3 ori 10. Ori 10. Deci 2x ori 10. Egal cu minus 60. Minus... A. Da? Da. 2x ori 10 egal cu minus 60. Adică x egal cu... X egal cu minus 60 pe... Minus 3. 2x egal cu minus 60. Și minus 6, minus 3. Minus 3. Modul din x... Egal cu 3. 3 este un număr... De care? Impar. Impar, dar chiar prim. N-ar trebui divizor pe 1 și pe el însuși, da? Deci, x este număr natural prim. Înseamnă că e adevărată afirmația de mărinte. Da. Modul, cât e ceasul? 11. Fără 11 și mai. Da. Domn profesor, nu vă ascund faptul că am terminat cu secțiunea de 7. Nu vă ascund faptul că am subit criza lui Piatra din a clasa 8. Te rog. Dar am făcut... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Este o... E foarte interesant. Da? Da. Hai să vedem. La geometrie sau la... Și geometrie și algebra. Să vedem, dar nu dar nu avem timp, dar un pic. Hai să vedem algebra. Algebra, ca să meargă mai repede, că suntem în sot aici. Algebra și vedem și acolo ce am fost. Subiectul numărul 2 arată așa. Eu știu că nu sunt fericit, dar eu sunt. Arătați că pentru orice număr natural de nul n, pentru orice n nul, există un număr natural a mai mare egal decât n, există un a mic mai mare egal decât n, astfel încât radical din n pe lângă a minus n este egal cu a pe 2. Mă dat că pentru orice număr natural, indiferent de numărul, totdeauna găsim un altul să existe.